Târgu Jiu, numit și orașului Brâncuș, este municipiul de reședință al județului Gorj. Sunt la începutul orașului Târgu Jiu. Eu sunt Luca David Dragodan, ghidul vostru pe parcursul acestui documentar. Municipiul Târgu Jiu și-a luat numele de la vijeliosul râu Jiu, care este străbătut de la nord spre sud. Și de-a lungul anilor, care și-a mutat albia de la dealul Prejbei spre apus. Aici se află paralela de 45 de grade latitudine nordică, la jumătatea distanței dintre ecuator și polul nord, în plină zonă temperată. Suntem în fața Colegiului Național Tudor Vladimirescu, denumit după mare revoluționar Tudor Vladimirescu, care a condus unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaștere națională a României. Revoluția a avut cauze naționale, economice și sociale. Și deși a fost în cele din urmă înfrântă, a adus în atenția cancelarilor marilor puteri europene situația din principatele dunărene și a determinat Imperiul Otoman să pună capăt domniilor fanariote. O altă persoană importantă a fost luptătoarea eroină Ecaterina Teodoroiu. Ea a fost o cercetașă și participantă la Primul Război Mondial, unde a murit la sfârșitul bătăliei de la Mărășești, luptând în fruntea unui pluton de infanterie al armatei române. Ecaterina Teodoroiu, sau sub numele de naștere Cătălina Vasile Teodoroiu, s-a născut aici, în această casă, în Vădeni, unde a copilit alături de cei 5 frați și cele 2 surori. De-a lungul străzilor, putem observa diferite clădiri cu arhitectură și cu încărcătură istorică. Constantin Brâncuș a fost un sculptor român cu contribuții covârșitoare la noirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. Ansamblul sculptural al lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu, cunoscut și sub numele de Ansamblul Monumental Calea Eroilor, este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial, proiectat și construit de Constantin Brâncuș. Ansamblul sculptural este alcătuit din Masa Tăcerii. Reprezintă masa dinaintea confruntării, în bătălia la care urmează să participe combatanți. Timpul este prezent, fiind reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune clepsidră. Masa Tăcerii mai reprezintă și cina cea de taină, în care cei 12 apostoli se află în jurul lui Isus. Cele 12 scaune din jurul mesei sunt apostolii, iar masa le reprezintă pe însuși Isus. Alea scaunelor, prin care cele 30 de scaune pun în evidență cele 30 de zile ale lunii calendaristice. Alea scaunelor mai reprezintă parcurgerea unei anumite etape a vieții și soarta fiecăruia. Poarta Sărutului este de fapt monumentul întregirii neamului, prin care sărutul reprezintă unirea. Biserica Sfinții Apostoli. Nu trebuie să ocolești credința ca să ajungi la infinit. Coloana fără sfârșit sau coloana infinitului se aseamnă și cu o planetă exotică la care vor să viseze adolescenții sau cu însuși pendulul timpului răsturnat. La răspântie de drumuri, istorii și simboluri, Târgu Jiu, orășel de provincie cu nebănuite tâlcuri, te așteaptă să-i vezi și să-i asculți poveștile.